La unele instituții, tinerii au făcut coadă pentru a se înscrie la facultate pe ultima sută de metri. Unii candidați spun că nu au reușit să adune toate actele pentru a le depune în primul tur, iar alții recunosc că le-a fost lene să facă acest lucru. La Universitatea de Stat, candidații au stat în rând, în special la ușile facultății de litere. Acest tânăr, de exemplu, visează să fie psiholog. Are însă o mică problemă. Media de BAC e 5,5. Când m-a interesat învățământul. Așa, dar acum o să învățați mai mult? Vom vedea. Spre asta tindem. Așa cum specialitățile cele mai solicitate au fost completate din primul tur, cei veniți astăzi să depună actele au ales din ce a rămas. La ecologie. De ce? Nu știu, mi-e interesant. Biologie, chimie, biberac. Când dacă o pădut, tu dai, păi da. Limb și literatură și biblioeconomie, asistență informatică și arhivă. Dar despre ce este? Ce o să învățați? Mai multe sunt. Fiecare a avut o explicație pentru ezitarea de a depune actele în primul tur. N-am dormit în turul întâi, am avut oarecare complicat. A fost psihodare. Lene mare. Ceva mai puțin candidați găsim la Universitatea Agrară, unde mai sunt locuri la buget la zootehnie și biotehnologie agricole. Candidații vin cu medii diferite. Vin poate și cei care n-au reușit să ocupe un loc bugetar la altă instituție și vin aici, poate să optează pentru un loc bugetar. Indecișii mai au două zile pentru a alege o facultate. Din cele peste 20.000 de locuri oferite de universitățile din țară, au fost acoperite doar 70%. 6.000 de locuri rămân în continuare vacante, iar majoritatea din ele sunt la contract. Primul tur de admitere nu a fost unul cu noroc, mai ales pentru universitățile private. Aici nu au fost completate nici măcar jumătate din locuri. La universitățile de stat mai sunt circa 4.000 de locuri cu taxe și aproape 800 cu finanțare bugetară. Cele mai multe șanse să învețe pe banii statului le au tinerii care aleg științele educației, unde sunt peste 300 de locuri oferite de Universitatea de Stat și de universitățile cu profil pedagogic. Ceva mai puține locuri sunt la științele umanitare, filozofia și antropologia, dar și la inginerie, biologie, informatică, fizică și matematică. La Academia de Poliție, la cea militară și la Universitatea de Medicină, toate locurile au fost ocupate din primul tur. Locuitorii satului Hanska, Ialoveni, unde o tânără însărcinată ar fi fost violată de 7 indivizi, spun că se tem pentru copiilor, după ce instanța a